Bună ziua! Multe evenimente au avut loc în ultimele săptămâni pe scena politică din România. Putem spune că a fost o perioadă extrem de agitată și în ceea ce privește viitorul țării noastre. Toate aspectele le voi dezbate astăzi la Puterea Știrilor, alături de domnul europarlamentar Laurențiu Revega, membru în grupul conservatorilor și reformiștilor europeni. Vă propun să facem și o scurtă radiografie a actualului aparat guvernamental în fruntea căruia stă doamna Viorica Dăncilă. A avut loc o remaniere în urmă cu câteva zile, încă este în desfășurare, am văzut domnul Klaus Iohannis a pus-o pe stand-by ieri. Cum vi se par dumneavoastră noile numiri, noile reveniri? E dificil să vorbim despre un astfel de subiect, pentru că se întâmplă așa de des în România, încât nici nu mai știi care sunt noi, care sunt vechi, ce au făcut, de ce păi, nu mai sunt. Spunea președintele ieri că 80 de miniștri în 3 guverne. Da. Acum, eu l-aș credita pe actualul președinte, pentru că suntem într-un moment în care ne așteaptă o sărbătoare, poate una din cele mai importante sărbători ale națiunii române. Adică este 1 decembrie, este centenarul nostru, când trebuie să arătăm frumos. Guvernul a pierdut încă o dată, spun, încă o dată a pierdut posibilitatea să arate că România este altfel. Am avut posibilitatea în anul acesta, anul centenarului, să arătăm ce e mai bun în România. Din nefericire, nici de data aceasta nu s-au găsit bani, nu s-au găsit persoane care să facă proiecte pentru ca România să fie inclusă, să spunem așa, în topul țărilor care pot oferi stabilitate, siguranță, securitate, ce vreți dumneavoastră. Revenind la remaniere, nu știu, am o nelămurire pe care nu, de când s-a întâmplat lucrul acesta, nu mi-o pot explica. Cum de-au fost răi la un moment dat și acum sunt buni anumiți miniștri. Mai am o nelămurire. Dacă tot cei care au fost acum și sunt schimbați doar pentru că nu comunică și au făcut treabă bună, nu ne trebuie unii care comunică și nu fac nimic? Adică eu aș prefera să am unul care nu știe să comunice, dar care să-mi facă, frate, 1000 de kilometri de autostradă. Îl văd odată în poză la 3 ani și știu, domnule, am făcut 1000 de kilometri de autostradă și am terminat discuția. Păi dacă o să avem miniștri care vor comunica în fiecare zi lucruri care sunt neesențiale pentru România, ce vom face? Cum vedeți răzgândirea doamnei Caterina Andronescu? Spuneați dumneavoastră adineauri, au fost răi, au devenit buni. Cred că doamna Ecaterina Andronescu este chiar un exemplu în sensul ăsta. Asta ține de capacitatea fiecăruia de a se integra în societate. Nu vreau să vorbesc mai mult pentru că o cunosc cu doamna Andronescu, dar totuși... Ce credeți că a făcut-o să se răzgândească? Sunt multe lucruri la care... Știți cum e? Indiferent cât am interpretat noi sau indiferent cât am bănuit noi anumite lucruri, cel care este în măsură să ne spună exact ce s-a întâmplat este persoana în cauză. Acum eu sunt convins că lucrurile pe care doamna Antonescu le-a făcut de-a lungul perioadei de când a fost respinsă pentru preluarea președinției PSD București, de când a fost propusă la Ministerul Educației în primul guvern, sunt foarte multe lucruri. De când a scris scrisoarea către președintele partidului. Care practic a fost prima persoană care sigur, a tras un semnal de alarmă. Eu, pentru mine, lucrurile sunt evidente. Adică poate a existat un plan de la început în care să forțeze și să pună presiune pe președinte. Poate n-a existat un plan, dar văzând că lucrurile merg în direcția bună, adică imediat cum cineva critică, președintele primește o funcție. Nu pot să mă pun în persoana domniei sale și să spun, domnule, asta a fost motivul pentru care. Bineînțeles, simt așa o mâhnire, pentru că totuși ca un fost ministru al educației, un profesor, un om cu capacitatea dumneiei de gestionare a lucrurilor și în partid, dar și în latura profesională, se răzgândește prea repede. Parcă România are nevoie de altceva. Adică avem nevoie și de acceptarea lucrurilor așa cum sunt ele. Avem nevoie să spunem, da, domnule, am greșit și dacă am greșit, merg pe această linie pentru că vreau să fiu totuși o persoană care își ține cuvântul. Avem nevoie de politicieni care își respectă și promisiunile din campania electorală. Adică dacă am spus că facem ceva, haideți să facem ceva. De asta cred că în momentul de față doamna Andronescu a ales poate și, cred că este ultimul tren pentru domnia sa. Nu cred că va mai prinde un alt tren ca să devină ministru într-un alt...
într-un alt cabinet. Poate s-a gândit și la lucrul acesta, fiind ultimul tren. Nu știu, poate s-a gândit că poate să repare ceea ce a greșit în timpul mandatelor când a fost ministru și poate vrea să refacă ceea ce a fost greșit atunci. Și a primit destul de multe critici, de exemplu, pe latura, pe direcția de desființare a școlilor profesionale. Dați-mi voie să o creditez încă cu bune intenții. Acum am văzut că inclusiv doamna Olguța Vasilescu a rămas pe din afara guvernului, cel puțin deocamdată, pentru că președintele, cum am spus, ține încă în stand-by aceste două numiri. Cum vedeți relocarea acesteia de la Ministerul Muncii, am văzut acum, la Ministerul Dezvoltării, unul dintre cele mai importante ministere din actualul executiv? Dacă ar trebui să o citesc într-o cheie politică, aș citi-o de apropiere față de actualul președinte, adică are nevoie de cineva de încredere. Este Olguța Vasilescu o persoană de încredere pentru Liviu Dragnea? S-a dovedit că de-a lungul timpului, de când președintele Dragnea a preluat guvernarea, a fost una dintre persoanele care i-au stat alături. Asta nu înseamnă că este ceva în neregulă. Problema este ce se va alege din proiectele pe care doamna Olguța Vasilescu le va face la Ministerul Dezvoltării, dacă va fi acceptată sau nu, pentru noi, pentru cei care avem nevoie de zi cu zi să se întâmple lucrurile astea. Adică, de asta vă și spuneam, aș fi preferat să o văd pe Olguța Vasilescu peste 3 ani și să spună, domnule, am făcut 1500 de km de autostradă sau am făcut două porturi sau am refăcut infrastructura CFR tocmai pentru a elibera căile de acces. Asta mi-ar fi plăcut. Acum, vă dați seama, președintele, cred că din nou, am văzut că în ultima perioadă președintele nu prea face acțiuni așa de președinte jucător. Și eu cred că există totuși două scenarii. Una ar fi scenariul informațiilor pe care le are în ceea ce privește preluarea de către doamna Vasilescu la transporturi sau la prima dată la transporturi a fost numită, propusă, și a doua oară pentru Ministerul Dezvoltării, pentru că mi-e greu să cred, atâta vreme cât a primit acceptul să fie ministru într-un guvern, ca dintr-o dată să se schimbe anumite lucruri. Pe de altă parte, este firesc că atâta vreme cât ministerul avea un ministru, nu pot să numesc... Care încă este în funcție. Spre nefericirea, adică, domnului Liviu Dragnea. Nu mai știu cum se întâmplă. Suntem, vedeți, este de râs, dar din nefericire e chiar de plâns. Suntem o țară în care vrem să schimbăm ceva, nu putem să schimbăm ceva, când nu putem să schimbăm ceva, încearcă cineva să schimbe, dar nu reușește nici el să schimbe. E un paradox total în România. Adică vrem să demonstrăm că ce este neclar, ce este cel mai clar în lumea asta, la noi se poate întâmpla.